momentul întâlnirii între cei doi șefi de stat se apropie. Președintele Emmanuel Macron a ajuns la Cotroceni. Ceea ce vedem acum este faptul că președintele Klaus Iohannis se pregătește să-l întâmpine pe președintele Franței. Au fost pregătiri îndelungi, totul este pus la punct. A existat aceeași întârziere de 30 de minute, însă ușor, ușor programul va fi recuperat probabil. Insistăm în acest moment, cel puțin, având în vedere prima parte a zilei, la punctul culminant al acestei sosiri, haideți să spunem așa. Președintele Klaus Iohannis este pe platoul de ceremonii, de asemenea și în soția sa, iar vizita istorică în România poate începe. Mai rămâne un singur lucru, să sosească în cele din urmă, după periculul său bucureștean, și președintele Franței, Emmanuel Macron, aici la Palatul Cotroceni. Este exact ceea ce spuneam. A sosit și președintele Franței și vom vedea în foarte scurt timp, este însoțit de soția sa, Brigitte Macron. Bagă-l pe Claudiu. Vă prezint onorul. Sunt comandantul gărzii, colonel Cernat. Thank you.
Bună ziua! Am văzut întregul protocol al ceremoniei de ceremonie oficială de primire a președintelui Franței, foarte promițătoare gesturile de întâmpinare a celor doi șefi de stat și o ce aș putea spune, o imagine cum nu am mai văzut, pentru că după ce cei doi s-au întâlnit și au dat mâna, nu am putut să ne remarcăm și prezența primelor doamne, da, din Franța și din România. Le observăm din nou acum, aș putea spune un singur lucru fără să accentuez prea tare această idee că cele două prime doamne se pun în valoare una pe cealaltă. Cel puțin aceasta este senzația mea după primele minute observate până acum. Ce pot spune, două remarci de culoare, dar în contextul menționat adineauri, e în primul rând că l-am auzit pentru prima oară președintele Macron vorbind românește, da, bună ziua, da. Și în al doilea rând, la nivel franțuzesc, unde toaletele doamnei Macron sunt studiate și gustate de ansamblul publicului, în Franța să spune e foarte rock and roll, că e foarte rock când se îmbracă, e rock, ceea ce e un mare compliment și văd că nu se dezminte. O să mă întrebați de ce e rock și am să fac consultantul de modă, dar toți avem ceva de genul ăsta în dulap. Deci e de la fermoarul foarte elegant, faimoar, totuși, de la fermoarul vesei de la taior și la catarama, dacă vă uitați bine, da. La geantă. Da. Care, Roxana ne spune mai multe, de siguranță. Că am urgat să... Deci pe partea doamnei Iohannis o să o las pe Roxana. Dar e foarte... și e foarte... Vă uitați, sunt case mari de modă pe care nu le voi cita aici, dar se îmbracă foarte bine și încă o dată, e foarte rar în Franța, ca întotdeauna și în România și peste tot, să faci unanimitate în materie de vestimentați. Cu Brigitte Macron nu e o problemă deocamdată.